Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că țara noastră este plină de locuri de poveste. Ei bine, în România există un loc unde oamenii ar scăpa de boli. Persoanele care ajung aici simt miracolul, iar acestea rămân fascinate și de priveliștea de vis pe care o are acest loc. În cartierul Vendea locuiesc aproximativ 1500 de oameni. Aici e singura zonă din România în care bărbații au mai multe soții și trăiesc după obiceiurile musulmane. De exemplu, nu doar căsătoria cu mai multe femei este permisă și cea între verișorii primari. Și da, dacă vorbim despre obiceiuri bizare, în Vendea sunt case în care stau și câte 50 de persoane. Între aceștia, mai bine de două treimi sunt de obicei copii. În cartierul din Tulcea, prețul pe care bărbații îl plătesc pentru o tânără domnișoară variază între 10.000 și 30.000 de euro. Diferența este dată de frumusețea fetelor. Cele mai scumpe sunt cele care au părul blond, culoare asociată cu aurul. Ca urmare, mulți bărbați încă mai cred că vor avea parte de bogăție dacă se căsătoresc cu o femeie blondă. Cupețitul și negociatul se ocupă tații de băieți care alergă prin comunitate după cele mai frumoase copile. Da, viitoarele nurori sunt minore vândute de părinții lor, după cum impune tradiția. În bende, adolescentele gata de măritat se vând la vârste foarte fragede, iar la 16 ani unele sunt deja considerate bătrâne. Locuitorii din cartierul Tulcean Bendea nu au locuri de muncă. După căsătoria tinerelor, fetele devin casnice și fac copii, iar familia se întreține din alocațiile celor mici, relatează adevărul.ro.